pe devențe. În cât timp va fi finalizat proiectul unui nou sistem de taxare a resurselor petroliere? Noi ne-am propus ca la sfârșitul lunii aprilie să intrăm într-o primă lectură cu acest proiect în guvern. Tot ca și proiect de lege vrem să fie. Ne dorim cu toții și aceasta este decizia pe care o luat-o la nivel guvernamental, ca acest proiect, pe de-o parte, să încurajeze pe cei care vor să investească în România, pe de altă parte, să ajungem la un nivel al redevențelor care să fie corect pentru partea română, astfel încât să avem și venituri mai mari, dacă se poate, dar în același timp să fie și atractivi din acest punct de vedere pentru cei care doresc să investească. Chiar săptămâna viitoare va pleca în Norvegia secretarul de stat, domnul Dan Manulescu, care se ocupă de implementarea și coordonează acest proiect. Vrem să vedem și experiența altor țări. Este foarte important să discutăm din nou cu mediul de afaceri, din nou cu toți partenerii politici, pentru că nu trebuie să fie o decizie a guvernului. Trebuie să fie a Parlamentului și unanim acceptată sau majoritar acceptată. Este foarte important ca această nouă lege, precum și codurile, să rămână pe o perioadă întrelungată, în vigoare, și să gândim din start care sunt problemele care pot apărea, să spunem, în următoarea. Ca filozofie de construcție, vă îndreptați mai degrabă spre redevență ca o taxă specială pe profitul obținut din producție sau ca o taxă pe venit? Încă nu vă pot răspunde, tocmai pentru că încercăm să vedem care este, să spunem, cel mai bun know-how în domeniu și tocmai de aceea mergem și în Norvegia și în alte țări să vedem cum au făcut alții care sunt mult înaintea noastră din acest domeniu. La nivel tehnic am primit foarte multe explicații, dar cred că trebuie la acest capitol specialiștii să aibă primul cuvânt. Cât a obținut, de exemplu, statul român anul trecut din... Nu vă pot spune exact. Cam 800 de milioane din redevențe, dar nu calculați doar redevențele. Că nu e vorba doar de redevențe. Mai sunt două impozite și pe profit și vom vedea ce taxe menținem și vom vedea dacă mergem pe un sistem al redevențelor în sensul să eliminăm alte taxe și să creștem redevențele sau să le aliniem la cel al țărilor din jurul nostru sau, din potrivă, vom merge cu alte taxe, cu aceleași taxe sau altele suplimentare și cu un nivel mai mic al redevențelor. Acest echilibru pe care îl căutăm, optimul pe care îl căutăm, nu este așa ușor de găsit, că dacă ne-ar spune cineva optimul e 5, am pune 5, sau am pune 7, sau am pune 6. Numai în urma dezbaterii și numai ascultând specialiștii putem să ne dăm seama.